Sucevenii în căutarea unui serviciu au avut ocazia să aplice pentru un job în cadrul Bursei Generale a Locurilor de Muncă. Aceasta a avut loc vineri 24 aprilie, începând cu ora 10, la Iulius Mol Suceava, precum și la Casa Germană din Rădăuți, sediile agențiilor din Fălticeni și Câmpul Moldovenesc. În cursul dimineții, în jur de 50 de agenți economici, care au oferit peste 300 de locuri de muncă șomerilor din oraș, au fost prezenți la parterul Iulius Mol, în zona liftului panoramic. Spre deosebire de ceilalți ani, această bursă se caracterizează printr-un interes foarte mare din partea angajatorilor. Este pentru prima dată când, inclusiv în dimineața din ziua evenimentului, primim telefoane din partea angajatorilor cu rugămintea de a le permite participarea la eveniment. În acest an, oferta este variată și se adresează atât celor cu studii medii, cât și celor cu studii superioare. Cu toate acestea, unii dintre cei aflați la târg au fost nemulțumiți de numărul mic de slujbe pentru personal calificat. Însă nici firmele care angajează meseriași nu au avut parte de aglomerație la recrutare. Căutați, practic, dumneavoastră? Niște profesioniști în tâmplărie, cu școli profesionale, cu să știe să facă tâmplărie în lemn, în special, pentru că diferă de tâmplăria în PVC. Au venit sucevenii până acum? Au venit ceva. Foarte greu pentru noi care mai lucrăm acum în ultima perioadă în lemn, pentru că specializările nu mai există, școlile nu mai există, iar noi lucrăm cu oameni care mâine, poimâine vor ieși la pensie. Nu știu ce vom face pe viitor. Așteptăm și noi să vedem ce se întâmplă. Până acum, cei care au venit să-și depună un CV, cum s-au prezentat? Cu școală profesională, că au lucrat pe aici, pe acolo. Să încercăm să-i punem la probe, să-i luăm, să vedem ce facem. Poate alegem de acolo, din 3-4 care au venit până acum. Cele mai ofertante domenii de activitate adresate solicitanților cu studii medii sunt construcțiile, confecțiile și serviciile hoteliere sau de alimentație publică, aflate în plin sezon de reluare a activității. În continuare, în top se află construcțiile și confecțiile. Angajatorii au venit cu speranța că de data aceasta își vor rezolva problema recrutării forței de muncă pentru a-și onora contractele pe care le au în derulare. De asemenea, serviciile se situează în primele trei poziții, în special pentru bucătar, pentru ospătare. Este o ofertă foarte generoasă din partea angajatorilor. Pentru orice persoană care, într-adevăr, dorește să-și găsească un loc de muncă corespunzător, mai ales unei pregătiri profesionale pe această ofertă, care este expusă astăzi la bursă, cu siguranță evenimentul de astăzi reprezintă o oportunitate. O situație critică înregistrează în ultima perioadă angajatorii din confecții care se prezintă la fiecare bursă cu oferte numeroase de locuri de muncă, pachete salariale bune pentru persoanele fără pregătire profesională și totuși nu înregistrează foarte multe cereri. Cât despre joburile pentru cei cu studii superioare, în Suceava sunt la mare căutare economiștii și inginerii. Celelalte domenii care scot an de an absolvenți de studii superioare nu și-au găsit, din păcate, acoperire pe piața muncii. Ce fel de loc de muncă vă dau? Nu știm încă, vrem să vedem ce au la dispoziție. Și cum vi se pare oferta? Destul de ok. Sunt pe mai multe domenii, pentru toată lumea. Cam ai de unde alege. Interesează studii medii, studii superioare, sunt mai puține? Studii superioare, am terminat studii superioare și m-ar interesa studii superioare, dar mai puține. Ce pretenții, dacă ați găsit un loc de muncă ideal, ce pretenții ați avea de la un loc de muncă? Să zic, economist, manager, asistent manager. Am terminat managementul și undeva pe domeniul meu. Chiar și pentru economiști, cerințele sunt destul de greu de îndeplinit pentru tineri. Majoritatea se plâng că nu există pe piața muncii locuri pentru calificări, pentru școli înalte. Se înghesuie tinerii absolvenți, care din păcate nu au experiență. Noi fiind firmă de contabilitate și audit, căutăm tineri care deja au mai lucrat, au experiență. Deja la mine au venit 6 tineri până acum, dar niciunul din ei n-a lucrat în contabilitate. Îți cauți loc de muncă pe studii superioare, studii medii? Studii superioare. Și cum e oferta? E prima dată când particip și așa că bine. Am văzut majoritatea sunt pe economist și pe inginer. Te încadrezi în aceste domenii? Economist. Am terminat master în economie și afaceri internaționale. Bursa Generală a Locurilor de Muncă din aprilie este una mult mai ofertantă din punct de vedere al oportunităților pentru persoanele necalificate sau cu studii medii și în meserii. Pentru aceștia există peste 300 de locuri de muncă în străinătate în rețeaua EURES. Oamenii se tem însă că vârsta ar putea fi un impediment la angajare, chiar dacă au experiență în domeniu. Mecanic, mașini și utilaje. Și oferta cum vi se pare? Puțin, am găsit numai într-un singur loc, deocamdată. Și
credeți că ați fi potrivit pentru jobul pentru care aplicați sau voia? Este o problemă vârsta? Am vechimea, am lucrat 35 de ani în domeniu. Eu am horticultură. Și ați găsit până acum oferte pentru... Până în prezent, nu. Nimic nu este, se caută multe servicii, mai mult decât studiile superioare. Știu, dar bă, că abia am venit, eu mă mai învârt pe aici. Sunt și posturi pentru horticultură, am înțeles, în străinătate. V-ar interesa așa ceva? Ca mai ia mii la anii ăștia, la 45 de ani? De ce nu? Da, zici că ești bătrân la o vârstă de 45 de ani. Alți angajatori, din potrivă, s-au ghidat strict pe personalul cu experiență. Căutăm oameni care să fie nu numai entuziaști, nu neapărat foarte tineri, deci ca și segment țintă, vârsta nu este un impediment, totul este să fii tenace, să crezi în ceea ce vinzi, să crezi în utilitatea lucrurilor ăstora și, într-adevăr, să vrei să faci ca lucrurile să se schimbe. În cadrul târgului au existat standuri care invită șomerii să se înscrie la cursuri gratuite de formare profesională pentru a putea accede mai ușor pe piața muncii. La eveniment a fost prezent și reprezentantul guvernului în teritoriu, care s-a arătat mulțumit de evoluția pieței muncii din Suceava și speră ca lucrurile să intre pe un făgaș normal de creștere economică. Am aflat și văd, în acest an există o ofertă foarte generoasă, mult mai mare decât în anii precedenți. Mă face să cred că ține de o relansare economică pe care ne-o dorim și așteptăm ca solicitanții să corespundă criteriilor de selectare și să fie ocupate cât mai multe locuri care în prezent sunt disponibile. La ora închiderii evenimentului, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a înregistrat 1560 de persoane participante. Dintre acestea, 26 au fost angajate pe loc, iar 678 de persoane au fost selectate în vederea încadrării.